Bună dimineața, dragi prieteni! Ne aflăm din nou pe Balta Snagov. Am cotat cu greu, am găsit cu greu un loc în care să pot să pescuiesc la lansete. Peste tot sunt numai nuferi, copaci căzuți în apă, brădiși, riscul să agăți monturi și să rupi aici gută și alte probleme este enorm de mare, dar m-am decis să pescuiesc la crap astăzi, ciortan și crap, să vedem dacă mai este așa ceva în această baltă. Momeal a folosit-o să fie boaba de porumb, potrățica și mamălica. O să pescuiesc la 3 lansete și o să vedem dacă vom prinde ceva, gen ciortan sau crap. Urmăriți video și până la final și o să vedem despre ce este vorba, dacă mai este ciortan și crap în această baltă. Fii reîntins! Primul pește pe ziua de azi, o plătică mai mare ca palma, foarte frumoasă. În sfârșit a venit ceva și frumos la lansetă. A doua plătică era sus cap, foarte frumoasă și aceasta. Din păcate, partida de pescuit am încheiat-o mult mai devreme decât mă așteptam. Ploaia torențială chiar m-a făcut să strâng sculele și să mă îndresc spre mașină, care a fost parcată la o distanță destul de mare de locul unde dădeam la pescuit. Așa cum am spus, inițial astăzi am vrut să prind niște ciortan. Din păcate, nu mai este ciortan pe Balta Snagov. Am vorbit și cu pescarii bătrâni și a spus că n-au mai văzut un ciortan de an bun de zile. Este doar caras, maxim la jumătate de kilogram și plătică, așa cum ați văzut pe filmare. Restul pește foarte mic. Am încercat să dau la babă de porumb, la mămăligă, la pătrățică, dar din păcate nu nicio trăsătură. Plătica asta care am luat, cele două bucăți care le-ați văzut pe filmare,
a fost luată la pufulete, deci la boabă de porumb sau mămăligă, pătrățică sau ceva de genul ăsta nu trage absolut deloc. Normal, dacă nu mai este ciortan, nu prea mai are ce să mai tragă. În principiu, balta este foarte bună din punctul meu de vedere pentru distracție, să veniți cu familia, cu copiii, să dați la pește, la undiță în primul rând, la lansetă nu e indicat să dați, eu am agățat, am rupt mai multe monturi astăzi, deci lansetă niciun caz. Dar pentru distracție, dacă veniți cu familia, într-o duminică să vă distrați la undiță și asta este perfect. Poate o să mai vin pe balta Znagov să încerc răpitorul, dar probabil în septembrie-octombrie. Dar din păcate pește mare aici nu prea mai e. Nu am încercat la somn. Ar fi trebuit să încerc la somn, să văd. Teoretic am înțeles că funcționează noaptea, din câte am vorbit cu pescarii ăștia bătrâni, dar l-aș încerca și ziua la niște râme negre, dar aici e mare problemă cu lanseta, pentru că agață cam peste tot unde mai sunt niște ochiuri care poți să dai, sunt foarte multe crăcinapă și agață. În concluzie, a fost o partidă cât de cât reușită. Îmi pare rău că ploaia m-a făcut să o închei cu câteva ore bune mai devreme, dar eu m-am simțit bine și chiar m-am distrat. Fir întins, toate cele bune și ne revedem în video următor.